Săptămâna continuă în forță în casa iubirii. Tensiunile ating cote maxime. Robert face dezvăluiri șocante despre Katinka, dezvăluiri care lasă pe toată lumea cu gura căscată. Robert, acuzații dure la adresa Katinkei. Cerșești pupici. O nouă ediție incendiară Casa Iubirii are loc miercuri. Robert, unul dintre cei mai controversați concurenți din Casa Iubirii, face dezvăluiri neașteptate despre Katinka. Tânărul susține că aceasta cerșește pupici din partea lui, chiar dacă el i-a explicat că nu vrea să facă astfel de gesturi, pentru că se pot interpreta. Cu toate acestea, nimeni nu înțelege ce se întâmplă cu Robert și care este motivul pentru care o tot refuză pe Katinka, care își dorește mai multă atenție din partea lui și chiar să formeze un cuplu cu acesta. Tânăra se simte derutată și nu mai înțelege ce își dorește concurentul cu adevărat mai mult. Toată lumea a observat că din momentul în care s-au apropiat mai mult, conflictele dintre cei doi concurenți au devenit tot mai dese. Enervată de atitudinea lui Robert, Bianca încearcă să ia apărarea Katinkei, însă tânăra îi cere să-l lase în pace, pentru că el nu ascultă pe nimeni și face doar ce vrea. Telespectatorii au parte de ediții din ce în ce mai picante. Cum se vor termina conflictele dintre concurenți, dar și ce acuzații vor mai face, poți afla în ediția de mâine. Miercuria emisiunii Casa Iubirii este marcată de multe tensiuni și certuri. Fanii emisiunii matrimoniale au parte de, discuțiile dintre concurenți se accentuează, iar tinerii scot la iveală detalii șocante despre ei. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în Casa Iubirii, o nouă ediție incendiară, în care conflictele plutesc în aer. Însă în gala din 10 decembrie se pare că vor exista eliminări surpriză. Adelin este eliminat, el nu mai are nicio lansă. În acest show, deoarece nu a funcționat cunoașterea cu Mihaela, el va fi eliminat, pentru că nu se vede scopul lui acolo. În mediul online se vehiculează că Radu este prea cu nasul pe sus față de colegii săi și ar trebui tras de perciuni. Pot schimba banii un om, Radu face declarații bombă și a spus că așteaptă tot mai mult următorul sezon Casa Iubirii. Ba mai mult decât atât, acesta ar atenta la scaunul prezentatoarei Andreea Mantea. Radu taie și face praf oricine îi stă în cale. Se pare că are curaj, voi ce spuneți? Este Radu un om răutăcios sau doar încearcă să fie el? De altfel toți fac la fel, nu știu cum să rămână acolo. Ar fi cazul ca Radu și fiecare concurent să nu se întindă mai mult decât îl ține coarda și să fie mulțumitor de toate oportunitățile oferite. Lasă un like și abonează-te pentru a fi la curent cu tot ceea ce se întâmplă în Casa Iubirii. Deja s-a decis, Casa Iubirii se va termina abia în luna ianuarie 2024, însă până acolo, show-ul ne pregătește surprize încântătoare și vor apărea concurenți care au fost eliminați. Deja mai mulți dintre cei care au fost eliminați au cerut producției, dar s-au și înscris să revină. Se pare că Patrick i-a revoltat pe unii dintre cei vechi și asta a produs înscrierea celor vechi. Avem și cazul Larisei. Ea a ieșit în umbră cu 5 săptămâni, după ce l-a refufsat pe Antoni, însă iată că a revenit din nou și spune că îl vrea și ar trebui să încerce o relație. Staful Casei Iubirii este bubuit cu mesaje de către cei vechi. Vor să revină în emisiune. Printre cei care vor să revină este Sorin, care acum este singur deoarece nu a funcționat relația cu Nicoleta și s-a produs despărțirea între ei. A doua concurentă care este următoarea doritoare să intre este Emma. Traiul din afara casei se vede foarte rău pentru cei care au ieșit și au realizat că este foarte bine și ușor să stai în platoul iubirii. Iată că își doresc foarte mult să revină, unii chiar cu orice preț. Unul dintre motivele revenirii lor este că tot ceea ce primesc este pe gratis, se promovează peste tot în online, dar și în viața reală, însă nu se termină aici. Datorită celebrității, stând în Casa Iubirii primesc donații enorme pe TikTok și fac bani grei de la susținătorii emisiunii.
Chiar și prezentatoarea Andreea Mantea primește cadouri de sute de euro de la o susținătoare, dar și susținători înfocați concurenților. Concurentul Radu se pare că este unul dintre cei mai bogați concurenți ai Casei Iubirii. El nu doar că primește cecuri, el primește donații de 1000 de euro pe lună. Alteori chiar și la zi, sume de sute de euro, însă se pare că, dacă cei care îi susțin cu donații, dacă nu îi mai susțin, se pornește o revoltă cu scandal și iată că din nou primesc cadouri. Oricum, noua muncă a tot mai multor tineri este în online din donații. Se pare că unii dintre ei au uitat ce mai este munc și fac mii de euro lunar fără să ridice niciun deget. Nu uitați să vă lăsați părerile la comentarii. Avem concurenți care citesc comentariile voastre și se bucură văzând susținere, chiar și cei care vor să revină. Va exista o descalificare, venim cu informații în avans. Gală incendiară în data de 24 decembrie, Andreea Mantea a făcut anunțul, astăzi un concurent este descalificat. Concurenții au așteptat cu sufletul la gură să audă cine este descalificat în gală, care este motivul pentru care va fi eliminat acest concurent. Andreea Mantea a spus că nu este prima dată când se întâmplă așa o decizie de grea, însă trebuie aplicată, deoarece concurenții pare să că și-au luat-o în cap. Cel de-al doilea sezon al emisiunii Casa Iubirii aduce în continuare în atenția telespectatorilor noi momente de senzație, concurenți dornici să-și întâlnească jumătatea. Provocări de pomină, întâlniri romantice, dar și multe răsturnări de situație și tensiuni uluitoare iscate din gelozie sau din cauza orgoliilor puternice. În ediția în data de 24 decembrie se pare că un concurent este eliminat. A încălcat regulamentul impus de către staful Casei Iubirii. Se pare că acest concurent este foarte iubit de către cei de acasă. Pe numele său Robert, el va fi eliminat. Se pare că Robert a cedat psihic certurilor și reproșurilor din casă. Unul dintre motive ar fi, Catinca, aceasta a dat de pământ cu el și a venit cu acuzații grave asupra lui, iar acesta s-a cerut acasă, deoarece s-a simțit prea încolțit de toți cei din emisiunea Casei Iubirii. Se pare că Robert este aruncat la gunoi de către Catinca. După cele auzite în mediul online, dar și pe grupuri, s-a stârnit un scandal monstru de către susținătorii lui, în timp ce unii se bucură de ce aud. Cei care îl iubesc pe Robert dau mesaje de susținere pentru Robert. Vom reveni cu informații din mediul online și sperăm că aceste informații să nu fie valide, ci doar false. Așa Robert va putea câștiga finala Casei Iubirii. Bombă la Casa Iubirii, se pare că Bogdan a venit special pentru Mihaela, Cristina și Catinca. Bogdan s-a prezentat în fața fetelor. Cel mai nou concurent din Casa Iubirii este deja acolo, mă numesc Bogdan Haiduc, am vârsta de 23 de ani, sunt din Ploiești și am venit să-mi găsesc jumătatea. Bogdan are înălțimea de 1,87 de metri. Ultimul job al lui Bogdan a fost de curierat, Lira Colete. Profesia noului concurent este de specialitate, mecanic auto. Concurentul se pare că a avut un val de întrebări și mult interes din partea fetelor. Se pare că noul concurent nu a fost în o relație serioasă de mai bine de un an și jumătate. Însă acesta este gata să-și găsească o relație stabilă cu adevărat, ultima relație pe care a avut-o nu a funcționat din prea multe certuri și neînțelegeri între ei, dar și familiile lor. Bogdan este un băiat simplu, cu capul pe umeri și loial, dar și dedicat în o relație. Se pare că Bogdan a venit special pentru Mihaela, Cristina și Catinca. Rămâne de văzut, până la urmă, cu cine se va cupla acesta. Însă în gala din 10 decembrie se pare că vor exista eliminări surpriză, Adelin este eliminat, el nu mai are nicio lansă. În acest show, deoarece nu a funcționat cunoașterea cu Mihaela, el va fi eliminat, pentru că nu se vede scopul lui acolo. În mediul online se vehiculează că Radu este prea cu nasul pe sus față de colegii săi și ar trebui tras de perciuni. Pot schimba banii un om, Radu face declarații bombă și a spus că așteaptă tot mai mult următorul sezon Casa Iubirii. Ba mai mult decât atât, acesta ar atenta la scaunul prezentatoarei Andreea Mantea. Radu taie și face praf oricine îi stă în cale. Se pare că are curaj, voi ce spuneți?
Este Radu un om răutăcios sau doar încearcă să fie el? De altfel, toți fac la fel. Nu știu cum să rămân acolo. Ar fi cazul ca Radu și fiecare concurent să nu se întindă mai mult decât îl ține coarda și să fie mulțumitor de toate oportunitățile oferite. Lasă un like și abonează-te pentru a fi la curent cu tot ceea ce se întâmplă în Casa Iubirii.